mai departe în spectacolul nostru cu penultimul concurent de la secțiunea Creație, care vine din Timișoara, este multiplu laureat la această secțiune, recunoscut pentru dragostea cu care promovează romanța pe malurile Begăi și pentru pasiunea cu care a inițiat și organizează la Timișoara de câțiva ani festivalul de romanțe Roze pe Bega, al cărui președinte este. Așa e, dar să nu uităm faptul că de fapt este un spirit cartezian, profesor, doctor, inginer la Facultatea de Electronică. Chiar zilele trecute i-a fost acordat titlul de doctor honoris causa la Universitatea din Arad, mi-a mărturisit, de aceea n-a putut să vină cu o zi mai devreme. Este inventator, prozator și epigramist. Ca și Adrian Burhală, veți vedea că și el respectă în romanța pe care ne-o oferă două din direcțiile importante ale actualei ediții. Celebrarea prin romanță a patrimoniului poetic național și respectul față de anul omagial al satului românesc. Ne vom întâlni așadar pe aceeași ulicioară, titlul romanței pe care o vom asculta, cu Mircea Aurel Ciugudean, concurentul de la secțiunea Creație. Versurile sunt semnate de Mihai Eminescu, iar cel care ne o va aduce acum pe scenă, pe aceeași ulicioară cu noi, ulicioară din Târgoviște, Bogdan Hrestic. Aceeași pomi-n floare,
frângi întind peste zăplaz. Numai zilele trecute nu le fac să fie azi. Numai zilele trecute eu rămas același, bat mereu același drum. Vântul tremură-n perdele, astăzi ca și alte dăți. Numai tu de după Aurel Ciugudean. Bogdan Hrestic a interpretat această romanță. Mulțumim frumos!